Am fost solicitat să intervin la un accident rutier întâmplat pe varianta ocultarea județului Buzău, a orașului Buzău. În autoturism erau două persoane încarcerate, care folosind de accesorii în dotare au fost descarcerate și predate ulterior ambulanțelor. În același autoturism se mai aflau încă trei persoane, cărora li s-au acordat primul ajutor și au fost transportate la spital. Da, autovehicul era avariat în proporție de 80-90% și în același timp și persoanele, patru dintre acestea, sufereau de handicap locomotor. Din primele cercetări, se pare că evenimentul rutier s-a produs pe fondul neadaptării vitezei la condițiile meteorutiere în curbă. Conducătorul auto a fost testat alcool test, rezultatul fiind negativ. Patru din cele cinci persoane aflate în autoturism erau persoane cu dizabilități. Acestea au fost transportate la Spitalul Județean pentru acordarea de îngrijiri medicale. Din accident au rezultat patru victime, două dintre ele mai grave, deși este o fractură, toți bolnavii sunt în investigare acum,
acum au fost reechilibrați ca să poată să fie investigați și vor fi în investigare, urmează să fie tratați definitiv după ce se pune diagnosticul complet. Două dintre accidente sunt dintre persoane sunt mai grave. Doi bolnavi sunt cu probleme mai grave. Unul dintre el sigur are o fractură de femur. Unul dintre el sigur are o fractură de gambă. Celelalte sunt deocamdată neinvestigate complet ca să putem, că poate să fie o fractură fără deplasare și atunci noi să spunem, domnule, nu are fractură și poate să fie o fractură. Și nu ne apucăm să, mai ales că toți bolnavii sunt cu grad de handicap, cu sechele polio. Și trebuie cu mare atenție și examinat și văzut de ce trebuie făcut mai departe. Alte traumatisme? Da, traumatism cranien, păi v-am spus, toate sunt politraumatisme. Deci sunt traumatisme multiple, dar cele mai grave sunt cele care vi le-am descris. Contuzii, sunt plăgi, vă dați seama, este un accident, am înțeles că a fost un autobus, microbus sau nu știu ce a fost acolo, care s-a răsturnat. Ei, toți fiind cu handicap, unul dintre el fiind chiar cu cărucior de transport. Este și...